Salut! O să mai încerc asta să prind niște boss fish. Probabil asta o să fie ultimul episod din Eurofishing pentru o perioadă. Vreau să încerc și alte jocuri. Și cum nu primesc... Ia cineva, nu e nimeni pe multiplayer. Nu primesc suficiente like-uri pentru episoade cu Eurofishing. Cel puțin în ultimele episoade nu prea mai a avut așa multe aprecieri. O să încerc și alte jocuri. Să văd ce reușesc să mai găsesc. Unde să mă bag, mă? Sunt pești mari aici, sunt și mici. Mă bag aici. Setări. Nu 10 minute. De la 7, nu. Ăsta mi se pare că era lacul ăla care trebuie să pescuiesc seara. Îi dăm seara atunci, de la 8. Nici prea repede, nici prea încet. A, dar am zis că îmi pregătesc... Hai că le pregătesc pe lac. Parcă mi-am amintesc că am zis în episodul trecut că o să-mi schimb firul, să iau unul mai gros. Unde să mă bag? Mă bag aici. E întuneric. Da, ne băgăm să luăm editare Q. Hai să iau eu niște fire mai groase. Cel mai gros fir, da? Să vedem dacă funcționează. Așa. Și ăsta. Cel mai gros. Bine. Cum îi dau? Ăsta îl echipez. Eu și ies, da? Stai un puțin, ce zice? Da, salvez. Așa, bine, am salvat. Și acum, hai să mă așez repede pe aici. Dar n-am cerculețe. Ia că mă bag mai bine în altă parte. Ia să vedem. Să mă bag aici. Perfect. Boss fish în 10 pești. Hai să vedem. Suntem pe nămol, da? Nămol e bine acolo. Doiul. Băgăm mai în dreapta. Nu prea văd cerculețe. Așa. Treiul. Să fie doar zona cu nămol aici. Cam pe acolo. Da, mă, nu mai nămor. E bine, lasă-le așa. Și acum așteptăm să vedem cât durează până trage unul. Deja a luat-o, mă? Păi ce să aștept? Că a luat-o treiul. Păi le bag pe toate în partea asta la trei dacă văd că... iese ceva din asta, iese ceva bun. N-ar trebui să fie la fel de multă tensiune acum, e firul gros. Vine, mă? Opa. Hai că eu trag și la celelalte, e bine. Asta e mic. E mic, dar nu mi-l dă prea repede. A luat-o și doiul. Le am pe toate. Perfect. Hai, dă-mi repede. Crap, mai e bine. 1. Hai că văd cerculețe și pe lângă mal acum. Hai mă, nu-l iau? Ba da. Gata, mă, apar cerculețele. Parcă se vedeau și pe stânga, pe sus, pe acolo. De la 2 mai la stânga. Asta e mare. Uite, am cerculeț chiar și aici, la vârful de la undiță.
Și în dreapta se văd. Dacă ăsta vine, dar nu vine prea repede. Poate pentru că plouă, de-aia să-mi tragă ăștia așa intens. Mai ajung eu la ăla. Acum mi-i bagă și ca pești pierduți. Am 29 de boss fish pierduți. Să vedem dacă am ghinion, o să mai bag unul azi. Bine, ăla e 2, da? Trecem repede pe 2. O, e mare și ăsta, e măricel. 9 kg poate. 11. Ia 2 repede. L-a luat. Nu afectează grosimea firului, mă. Credeam că o să-mi afecteze pentru că e acul mic și momeală pentru pești și acul ăsta, firul fiind gros. Bine că ăștia sunt pești mari, dar poate nu se pune. Dar dacă prind și pești mici cu firul ăsta, atunci chiar nu mai înțeleg de ce ar fi nevoie să folosești un fir subțire când îl poți folosi pe cel mai bun. Asta e mai mare, că nu vine așa repede. Posibil să fie boss fish sau să fie doar de 14 kg și să mă țin așa mult cu el. Hai că vine. Gata, nu e boss. Bă, dar e mare, mai mare de 14. De 11, nu avea 11 ultimul. A, are exact 14, 14-30. E mare, mă. Bine, deci să le bag repede, să le bag pe unde? La cerculețe nu prea are importanță. Văd sărituri pe dreapta pe acolo. Păi o să folosesc și o mulinetă mai puternică, mă. Pe cea mai puternică, să arunc, să pot arunca pe distanțe maxime, 50 de metri, să mă duc la 100. O să-mi pas acolo, 3. Văd că am și pe aici ceva sărituri. Mai spre mine, pe acolo. 1. Apuc să bag și unul până să tragă la alea. Dau în stânga atunci. Așa. Și acum așteptăm iar. Gata, a luat-o 3-ul. Iar nu. Vreau să verific câți pești am prins, dar n-am mai apucat. Așa, ăsta e mic. Uite-mă că trag cu fir gros și pești de ăștia mici. Ia mi-l dă, sau pățesc ca în ultimul episod să-mi sară. La mal aici, l-a luat. Și avem roaci, babușca, 06. Ia mă repede, încă unul, încă unul. Care e? 1, 2. Așa. Ia mă, o să-mi schimb eu, să dau cât mai departe. Sunt curios ce iau mai în larg. Opa, ăsta e foarte mic. O să-mi pun o mulinetă mai zdravă, na? Nu, ce mulinetă? Nu, undița mă ajută să dau mai departe. Gata mă, l-am luat și pe ăsta, ăsta are 0,30, cred. La cât de repede l-am luat? 0.30, 0.40? Ia uite cât de mic e. 0.51? Ciudat. Dacă plec, pierd. Când ajung eu acolo, pierd pe ăsta de la 1. Câți am, mă, pești? 5? Am să iau ceva din larg. Mă instalez după aia repede. Dă-mi să bag o undiță mai mare. Editează. Care sunt cele mai mari? Extreme, astea le luăm pe roz. Sau pe negru, pe verde, portocaliu. Roz. Asta. 13. Să vedem cât de departe pot să dau cu ele. Așa. Și dăm. Echipează. Salvează. Mă scoate de pe lac, dar le băgăm repede acum. Am luat 5 de la 50 de metri. Să vedem până unde mă duc cu astea. Cât de departe pot să dau. Aproape de max. Ajunge la 100?
Ajung, mă? N-ajung la 100. 80 de metri, aproape. Așa, 1, 2. Posibil să meargă cu o altă mulinetă, să dau mai departe. Uite, mă, e viteză maximă. Putere maximă, nu viteză. Ajung la 90. Nici așa nu ajung, mă. 81. 3. Mă duc mai în larg, prin dreapta. Posibil să-mi ia copacul ăsta. Asta ajung la 70, nu e la maxim. Ajung. Am depășit de 70, 78, bun. A, pietriș, ia-l în mână. Trage spre mine. Se pun pentru pietriș? Nu, lasă-l așa. Mai așteptăm încă o dată. A luat-o trimă, gata. N-am așteptat prea mult. Și a luat-o deja. Hai să vedem ce iau de la distanțele astea mai mari. N-am mai luat un boss fish de FH, nici nu mai știu când. Câte episoade în urmă? 3? 4? De mult n-am mai luat. Șanse mari să nu iau nici în ăsta. Mai ales că e ultimul. Sau să fie ăsta boss, vine? 60 de metri, 59, vine mai greu, posibil să fie mare doar. S-a luat-o și 1. E doar 1. Ăla face atac legei. Nu, au luat amândouă în același timp și 1 și 2. Nu-mi dau seama dacă se mișcă de eu. Parcă să zic că nu. Asta nu vrea să vină mai repede. Deci 1 se mișcă sau 2 se mișcă? Nu, mă, 1 se mișcă. 2 nu se mișcă. 1 face gălăgie așa multă. Hai că le iau pe ăsta repede și mă duc pe 1. Ea e mare. Nu e boss, e doar mare, nu? Este doar mare. Ia zi. E mare, mă. A, nu e mare, 10 kg. A venit el mai greu. Nu, mă. Trage și 2-ul. Sau e gălăgie? Trage și 2-ul, dar cum se mișcă 2-ul, că nu se mișcă. Se mișcă și 2-ul, mă, deci erau amândouă în același timp. N-a apuc să mai ajung și la 2. Sau ajung. Depinde cât de repede le iau pe asta. Hai, repede, repede. Cum să tragă amândouă în același timp? Ia-l, ia-l, ia-l. Hai, mă. Hai, mă, azi. Nu vreau, mă, să mi-l dea. Mai repede. Gata. Mergem pe 1. Pe 2, nu, ăsta e 1, pe 2 merge. Linu. Tenciu, ia 2. Ia repede, 2. Îl iau, mă? Bă, hai că l-a luat. Așa, hai să vedem ce era aici. Să am un boss fish. 78. S-ar putea că se duce. 81 se duce, boss fish. Sau e mare? Nu, lasă-l mai slabă tensiunea. 85. Nu știu. Trage firmă sau ce face? Nu, hai că vine. Da, poate nu e nici ăsta boss fish. Posibil să fie doar mare. Se freacă cablul de la mouse, de monitor. Nu știu cum l-am reușit să-l așez. Posibil să-mi prindă și sunetul de la el. Vine, mă, 52, hai că vine. Nu e boss fish, a venit prea repede. Și sunt pe tensiune de 50.
Gata, l-a luat. L-a luat prea repede aici la mare. Ce e alt crab? Alt crab, e mare, e mare. Peste 10 kg. Nu, de fapt ba da, peste 10, dar nu e chiar exagerat de mare. Unde să mai dau? Mai dau în față. Am 8, încă 2 mai trebuie să iau. 1. Să dau, nu, greșit, să dau în dreapta. Cam, nu, prea tare. Așa, mă, la maxim. Acolo. Iar 3-ul prin stânga pe aici. Am dat greșit. Iar mă, de două ori. Am ținut prea mult apăsat. Atât. Pietriș. Iarbă. Toate combinațiile în colțul ăla. Iar pietriș putenă mult. O las aici, 7 de metri doar. Las acolo. Acum sunt ultimele puse, ultimele momele băgate. Mai am 2 de prins, dacă e să trag și al treilea bine, dacă nu, asta e. Dar nu iau nici în ăștia boss fish, parcă văd. Când noroc să am să iau pe ultimul episod. Gata, m-am luat-o 2. Până la urmă. A luat-o și care? 1? Da, 1. Astea sunt. Hai să vedem dacă e boss fish la vreuna. Asta vine repede, e mic. Nu știu dacă am vreun boss fish de ăsta mic. Pe lac aici. Îl iau, mă? Îmi dă prea greu. Asta nu înțeleg de ce mi-l dă prea greu. Hai pe 1. E mic. Hai la 1 repede. O să se duce și mai mult. Cât are? 80? A, nu, e mic. Îl iau repede. Ia uite ce trage. E exagerat de mic. E prea mic. Bă, e tensiune maximă. Hai că l-am luat. Ce-i ăsta, mă? Am scăpat aproape, 0.62. Uite, mă, și gata, 10 pești s-au dus. O fi fost ăla, boss fish, 3-ul? Când să zici eu că iau peștele bonus pe episodul ăsta? 10 s-au dus, gata. Să mai prind acolo, mai e? Nu e. Hai să vedem dacă era boss fish. N-am luat nici astăzi un boss. Ia zi, nu era boss fish. Da, o să văd ce jocuri o să mai joc. Am unul cu ninja ceva sau samurai. O să fac un episod și cu ăla și apoi mă orientez să văd pe ce să mă mai bag. Da, ne vedem mâine. Pa!